Aurel Pădurea nu, despre ultima dorință a Corneliei Catanga. Ce a declarat soțul artistei la 3 luni de când a rămas văduv? Aurel Pădurea nu a vorbit cu durere în suflet despre cea care i-a fost parteneră 33 de ani. Cornelia Catanga s-a stins din viață în urmă cu 3 luni și jumătate. Însă a lăsat un gol imens în rândul familiei, care nu se poate obișnui cu lipsa acesteia. Soțul cântăreței nu-și poate lua gândul de la mama copilului său, simțindu-se din ce în ce mai singur. Aurel Pădurea nu a vorbit despre ultima dorință a soției sale. Aurel Pădurea nu și fiul lui trec printr-o perioadă cruntă, după ce au pierdut-o pe Cornelia Catanga. Durerea lor este fără margini și nu mai au nici măcar lacrimi să o plângă pe cea care le purta. Grija mereu. Deși a încercat să se adune după moartea artistei, bărbatul nu a reușit să-și ia nicio clipă gândul de la soția lui. Pe care nu-i vine să creadă, nici acum, că nu o va mai vedea niciodată. Acesta evită să se uite la telefon foarte des, căci acolo stau zeci de poze cu regretata cântăreață, care nu îi provoacă decât o durere și mai mare. Recent, artistul a dezvăluit că ultima dorință a Corneliei a fost aceea de a-și vedea fiul realizat, lucru care s-a și întâmplat, din câte a declarat bărbatul. La Antena Stars, dorința ei a fost ca Alexandru să ajungă acolo unde își dorește el cel mai mult. El este muzician, cântă muzică jazz și acum vreo 3 ani și jumătate, stătea cu cele mai mari nume ale jazzului mondial. Asta a fost dorința ei și ce să spun, cred că Dumnezeu l-a ajutat pe Alexandru. Soțul interpretei de muzică lăutărească se trezește și adoarme plângând. Aurel Pădureanu nu poate accepta nici acum faptul că și-a luat adio de la partenera sa pentru totdeauna. Bărbatul spune că parcă o așteaptă pe aceasta să se întoarcă de la spital, îi este greu să se obișnuiască cu lipsa ei. Artistul merge zilnic la cimitir și duce flori la mormântul regretatei interprete. Însă nu vrea să-și amintească nici măcar o clipă ultimele momente în care și-a văzut soția, al cărei trup neînsăflețit era acoperit de un sac. De câte ori mă uit și-mi aduc aminte când am văzut-o la înmormântare și am văzut-o în sacul ăla, i-am văzut doar capul, înnebunesc. Nu vreau să mă amintesc, mi-e și teamă să nu dezvolt pe fond nervos un diabet, a mai povestit Pădureanu, pentru sursa citată. Cornelia Catanga s-a stins din viață în urmă cu 3 luni și jumătate, în spital.
cântăreața nu a putut fi condusă pe ultimul drum așa cum se cuvine, căci restricțiile impuse de pandemia de coronavirus nu au permis acest lucru.